Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț au verificat, conform acțiunii tematice dispuse de Ministerul Sănătății, 6 unități sanitare publice cu paturi cu spitalizare de zi și continuă și 5 unități sanitare private cu paturi cu spitalizare de zi. Dintre acestea, 3 sunt din Roman, 2 fiind publice și una privată. Este vorba despre instituțiile sanitare publice Spitalul Municipal de Urgență și Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae, respectiv de instituția sanitară privată Clinica Sfântul Nectarie. La unele dintre cele 11 unități sanitare cu paturi, probele recoltate de inspectori s-au dovedit a fi neconforme. În urma controlelor efectuate de către Departamentul de Control, au fost constatate câteva neconformități și s-au dat termene de remediere ale acestora, fiind menționate în rapoartele de inspecție pentru fiecare unitate controlată, întrucât au fost găsite la un număr total de teste de sanitație recoltate de 389 probe, neconforme 6, s-au găsit depășiri la indicatorul număr total de germeni. De asemenea, s-au mai găsit neconformități la apele sterile de la blocurile chirurgicale de la câteva unități spitalicești. S-au recoltat 7 probe, dintre care 3 au fost necorespunzătoare. Și pentru alte neconformități care au fost găsite la controlul curent. În urma controalelor efectuate la cele 11 unități sanitare cu paturi au fost date 8 amenzi, 2 pentru neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii și 6 pentru nerespectarea precauțiilor de lucru și a protocoalelor de către personalul medical. S-au acordat un număr de 8 amenzi, și anume 2 amenzi conform HGR 857 din 2011, articolul 33 litera G, pentru neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii, acestea fiind în valoare de 500 de lei, precum și 6 amenzi conform aceleași hotărâri de guvern, pentru nerespectarea precauțiunilor de lucru și a protocoalelor de către personalul medical. Fiecare amendă la câte 500 de lei fiecare. De asemenea, au mai fost date și 2 avertismente. Suma amenzilor primite de unitățile sanitare cu paturi din județ a fost de 4.000 de lei. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Neamț au precizat că nu pot dezvălui numele spitalelor la care s-au găsit nereguli, singurii în măsură să ofere aceste informații în spațiul public fiind reprezentanții Ministerului Sănătății.